Salutare YouTube, eu sunt TrazerMax și astăzi voi începe o serie nouă, o serie de Counter-Strike 1.6 pe modul clasic de joc. Este un joc foarte jucat în zilele de astăzi. Eu mă jucam când aveam vreo 10 ani în joc acesta, dar cu toate că am bani la compet și că nu mai am ce să mă joc, m-am gândit să mă apuc așa puțin și eu înapoi de ce sunt 1.6 să mai văd ce mai este nou, cum mai este. Și, na, am spus să vi-l arăt și vouă, dacă doriți, apropo, dacă doriți niște moduri, majoritatea din care le-am eu, o să vă las în descriere niște moduri. Modurile le puteți găsi pe Game Banana. O să vă las linkul în descriere, puteți să vă găsiți acolo skin-uri pentru aproape orice joc, nu știu. Unul sus, cred că e a meu. Ăștia de la mine sunt foarte noobi. O bombă, nu știu, să planteze și ei. Bine, l-a găsit ăla. Dacă doriți să încep o nouă serie, puteți să-mi lăsați în coment niște jocuri noi și eu o să fac gameplay la ele. O să postez aproximativ un video pe zi, 2, 3, depinde dacă sunt un weekend în timpul școlii, de obicei în timpul școlii nu prea mă joc. Sunt clasa 9, ce să vă mai spun. Tu și pe asta. Ok. Unui City. Da. Nu știu, un lucru tot mă întreb, deci de când joc Counter-Strike 1.6 și până acum, tot nu realizez de unde pot să cumpăr glanțe la o armă pe care nu o poți cumpăra, dar glanțe pot să le cumpere. Asta m-am întrebat mereu la jocul acesta. Nu știu, este un lucru foarte ciudat. Nu uitați, dacă vă place această serie, să apăsați butonul de like, subscribe, să le spuneți și prietenilor de mine. Nu că acum cerșesc like-ul sau ceva, dar nu știu, mi-ar place și mie să fiu acolo, știți? Da, nu știu cum sar alții, că eu nu pot. Cred că ultimul este anti-spawn. Nu. Tras așa că poate îl făceam să iasă, da. Degeaba, mă rog. Serverul pe care mă joc acolo se numește cs.diavola.ro. Să vă las portul în descriere. Desigur, sunt foarte mulți codați pe acest server și asta mă enervează foarte tare pentru că adminii nu prea mai vin pe aici să vadă și ei ce se mai întâmplă. Câte puteți observa, nu este niciun admin. Asta e AFK. Gata, asta e runda. Cred. Nu, e pierdută. Sau nu, e bine, e bine. Da, fan CSX ăsta mereu a avut cod, mă enervează rău.
ăștia nu joacă cu bomba, joacă numai ca să caute ce te o să facă ei un kill. Nu, să... uite, face asta. Na, nu face. E cure. Hai, mă, dă-i plant odată, doamne, iartă-mă. Ăla trage în ușă. Hai, că a plantat ăsta, e bine. Bine, care ăsta wall și ne-a spart. E unul acolo sus. Da, bă, l-am dat prin ușă, păi e minunat, frate, așa. A, l-a omorât. Ok, 1 CT. Desigur, dacă doriți și config-ul meu, o să vă las tot un link de descriere, de unde puteți să-l luați. Da, ăștia nu joacă cu bomba. CTI se plimbă în loc să stea camp. Mă rog, fiecare joacă cum știe. Eu nu pot să sar acolo niciodată. Am înțeles, iar am murit. Mă enervează foarte tare. Ăsta deschide ușa. Ăsta trage după ciur, după ce o trage el. Avem un scor, am un scor decent de fapt, cam slab de fapt, dacă pot spune așa, 4-2. Da, e decent după 3 ani în care n-am mai jucat CS 1.6, e super decent. E unul sus și jos în stânga și nu pot să iau pe amândoi odată. L-am luat pe ăla cu bomba. Mă iau ăla de sus, am uitat de ăla. Mai am și 8 HP, e perfectă treaba. Să văd, e unul aici sus, nu e. Îți plantăm repede bomba. Perfect. Stăm aici. Așteptăm pe ea. Vine unul? Ba nu, e tero. Ok, Zuza Andrei. E aici unul? Sau nu? Hai că fugim și noi să nu murim. Repede, repede, repede. Perfect. Bun, acum avem scor 8-2. E... și ne-am mutat. Perfect. Da. Speram să nu fie mai rău. În orice caz. Am uitat să-mi ia defuse kit. Felicitări. Da, ăla iese direct cu ținta pe mine, frate. Ăla-n puii mei, numai că plec. Cu 20 HP nu mă bag pe el. M-am speriat atât de tare de ăla. Ăștia-și ce tip aici. Ia să reîncarc eu, că n-ar fi o idee proastă.
Ia uite-l, mă, pe unde iese el, mă, uite-l pe unde iese. Da, frate, nu contează în orice caz. Aici și eu am greșit că am început să mă plimb puțin așa pe mapă, dar nu contează prea mult. E și vina mea puțin aici. L-o sta, de exemplu, nici nu știu pe unde e, unde ești, fratele meu? A, aici ești, mă, tunelul ăsta. Știi ce fac, mă? Stau amândoi aici, ai de viața mea. Ia să vedem câte kill-uri putem face cu AWP-ul. Zero se pare. Ha, mai ești de acolo. Am cu asta omor. Ah, vin ăștia pe la spate. Vine și ăla prin față. Atunci pe ăsta aici. Să urce unul sus, presimte asta. Sau nu urcă. Unul pe aici, dar... Ură fi muritori. Mă așteaptă pe mine? Nu, cred că am murit. Da, am murit. E aici. L-am auzit. Fix în dreapta. Perfect! Iar am uitat să-mi iau defuse kit. Minunat. Hai să vedem dacă vine unul pe aici. Să vedem, să vedem. Am nici unul pe aici. Da, e acolo unul care îmi dădea prin cutie și spera. Să-i dăm noi un flash și să ne retragem. Ah, l-a omorât. E decent, decent. A, ba nu, Anos l-a murit. Sau, nu. Cum să mai sunt? Deci fermecătorul era acolo jos, știam, știu sigur asta. Și unul aici stânga pe undeva. A, ăla-i de-a meu. Dă unul prin pereți, mă, dar de ce nu? Fix fermecătorul, știam sigur. Deci v-am spus că ăsta are hack. Item is restricted, ok. Da, minunat. Să vedem, ne iese și nou, nou scope? Nu ne-a ieșit. Da. În orice caz, eu am fost RazerMax și asta a fost primul meu episod de Counter-Strike 1.6 și primul episod de pe YouTube, bineînțeles. Dacă v-a plăcut seria, nu uitați de like, subscribe și cam atât. Eu am fost RazerMax. Salut!